Ratează startul Universitatea Craiova, are 2-0, dar Sepsi încheie foarte bine jocul, niște schimbări inspirate acolo și face 2-2. O să dăm fazele, o să discutăm despre acest meci, un meci în care a intrat în vigoare și VAR-ul. Răzvan Peșca, Ion Ovidiu Sabău sunt alături de mine. O să analizăm imediat partida, ne întoarcem la Craiova. Prima reacție, Gustavo. Goluri, tu ai început fulminant acest sezon. Cum ai trăit însă meciul? Da, mulțumesc că am fost fericit, m-am bucurat că am făcut 2 goluri, dar foarte trist, dezamăgit cu egal, că era 2-0 și am lăsat să face 2-2. Pecat, 2 goluri aproape egal, că nu era nimeni acolo la mingea a doua. Dar trebuie să, de mâine începem să vedem unde ne-am greșit, unde să facem mai bine meciul viitor. Nu știu, când ai văzut primul 11, ai fost surprins că nu ești titular? Da, e normal. Am venit de un campionat bun, dar se întâmplă asta, dar când am intrat pozitiv, am intrat pregătit și s-a văzut că am făcut 2 goluri. Și vedem pe meci viitor ce se întâmplă. Pleci de la Craiova? Nu s-a știut niciodată. Viața de fotbalist este așa. Depinde mult de mult ceva. Pot să plec, pot să nu plec, cum toți jucătorii. Vedem ce se întâmplă. E bine, asta, așa cum pot să plec, asta poate să ne zică toți. Că evident că pentru jucători pot apărea. Există o ofertă clară în acest moment pentru tine? Sau ăsta e motivul practic pentru care ai fost lăsat pe banca de rezerve? Nu știu, are voce, foarte multe voci, nu s-a știut dacă plec sau nu plec. E normal, după ce ai face un campionat bun, un sezon bun, vine voce, vine persoane, vine cluburi. Dar vedem, până acum sunt aici la Craiova și sunt concentrat, s-a văzut. Tu ce îți dorești? Simți că mai poți un an aici sau îți dorești să faci un alt pas, poate mai, și mai bine financiar? Mai am un an aici, dar depinde ce vine aici, dacă vine ceva bun pentru club, e bine pentru mine, e greu să nu faci ceva, vedem ce se întâmplă. Cum ai considera acest start cu un singur punct luat în fața lui Șep și Gustav? Cum ți se pare? O echipă bună, care a demonstrat că a câștigat Supercupa, a început bine, a terminat bine sezonul în Liga 1. Normal, mare respect pentru Sepsi, că a făcut un sezon bun anul trecut și acum a făcut un meci foarte bun, dar eu cred că cu 2-0 în fața la el trebuie să câștigăm un meci. Pecat, trebuie să vedem unde ne-am greșit, să nu mai facem o eroare asta. Mulțumim. Plăcere. Gustavo, dacă îl vin și pe Gustavo, cine mai dă goluri la Craiova? Dacă pleacă și Gustavo. Cum vi s-a părut? Ce ați remarcat astăzi la meciul ăsta? Am remarcat o primă repriză bună făcută de Craiova, un joc bun. Mi s-a părut nepregătită Sepsi, deci efectiv, nu știu, au intrat greu în meci. Nu a mai fost acea echipă dinamică, echipă agresivă, echipă care să aibă ritm, încă poate sub influența câștigării cupei și supercupei, firesc, e normal, ai nevoie și de câteva meciuri pe urmă mai puțin reușite ca să-ți revii și să revii la concentrarea și pregătirea de care ai nevoie să câștigi meciurile, pentru că așa mi s-a părut o echipă nepregătită, dar a doua repriză total schimbată. Ce s-a întâmplat? Schimbările lui au fost făcute foarte bine schimbările. Au intrat jucătorii care au intrat, cei de la SEP, și au intrat foarte bine. Și Rondon, și Lamașcas, Golovka, cine a mai intrat, Rodriguez, mi se pare. Rodriguez, Lamașcan, foarte bine, Spas. Deci, da. Și Spas, foarte bine, foarte motivat, foarte cu dorința de a câștiga. Sigur, ai 2-0. Da. Trebuie gestionat, mai ales Balin, care din punct de vedere defensiv îl pregătește foarte bine echipele. Pregătea bine, acum mi s-a părut așa, dar am văzut și 3 goluri senzaționale, foarte, foarte bine. Acțiuni frumoase, mai ales primele 2 goluri ale Craiovei și golul 3, golul de 2-1 a celor de la SEP și chiar foarte, ne uităm aici la această fază incredibil, deci
de manual. La fel Ivan, conlucrarea dintre da, primul gol Ivan, o centrare perfectă. Iar la fel aici Coliș care așează mingea și cu latul foarte bine. Deci acțiune gândită. Și ăsta da, golul primul gol al lui Sepset. Foarte frumos. Foarte frumos, da. Trei goluri foarte frumoase. Răzvan, își permite Craiova să vândă pe Gustavo, că asta vorbea și noi în timpul meciului. E vorba de o ofertă de vreo 200.000 de euro. N-avem noi de unde să știm cât de mare este această ofertă. Ce s-a scris în presă că ar veni de la o echipă din Iran. Știi cum e? Că eu de obicei, cam ce se scrie cam pe acolo. Adică nu s-a scris niciodată că e 200.000 de euro oferta și l-au vândut cu 20 de milioane. Știu, dar chiar din Iran nu văd de ce ar vrea un jucător să lase Universitatea Craiova ca să meargă joace în campionatul Iranului. Sigur, acum nu avem chiar nicio informație. Dar eu sper să nu plece Gustavo. Pare așa de neînlocuit la Craiova. Adică ne-am amintit și sezonul trecut. Jucător bun. Da. E cam cel mai bun brazilian care a rămas prin România, dacă e să ne gândim la... Și asta e adevărat. Faptul că marchează. Piliaceri, am văzut ultimul meci cu o ultimă intervenție acolo pe final. Frumos așa să pleci, nu? Ca portar. Da, bine, la ultima fază mai scoți o minge și pleci. Totuși, el cred că și-ar fi dorit și era mai frumos să plece fără gol primit și cu o victorie. Acum chiar era păcat să plece cu o înfrângere. Nu e minge ușoară asta. Nu, deloc. Nu. El a fost minge și de viață. Da, el a făcut un meci foarte bun. A mai avut câteva intervenții. Tocmai de-aia spun că va fi o pierdere pentru Universitatea Craiova plecarea lui Piliaceli. Oricum, ce arată meciul ăsta? Arată că Universitatea Craiova pleacă din nou cu pretenții, dar... Are nevoie de jucători Craiova. Nu arată să spun din nou, din punctul meu de vedere, ca să te lupți la titlu, dar așa sigur, obiectivul să investezi condiții foarte bune și de fiecare dată pleci cu acest obiectiv, să câștigi campionatul și dă bine pentru tot ce înseamnă Craiova, ce înseamnă suporteri și așa mai departe, dar trebuie să ai și echipa. Cred că încă mai au nevoie de jucători ca să lupte cu șanse reale la câștigarea campionatului. Adică nu pot să compar... Haideți să mai ascultăm o reacție și revenim. Bun găsit! Explică-ne sentimentul după o nouă partidă reușită pentru voi până la urmă, după un start fals așa în prima parte a jocului. Bună seara! Da, într-adevăr, am început mai greu prima repriză, dar apoi am echilibrat jocul după ce am primit gol. A doua repriză cred că am început bine, dar a venit acel contraatac și au făcut 2-0. De acolo a fost greu, dar după aceea am controlat jocul și am avut forța să revenim. Devine așa un deja vu, și cu CFR-ul ați început greu în Supercupă, gol ei, ocazii, iar apoi trebuie să se întâmple asta ca să vă trezească un pic? Da, începe mai greu, se pare deocamdată până prindem ritmul, dar e bine că avem forța să revenim. Spune-ne golul tău, cum a fost, ce a fost acolo și ce ai simțit tu? Da, Mateu a venit să pună o contră și nu știu dacă a atins mingea, eu am lovit-o și apoi m-a lovit. Ai simțit că va intra sau n-am apucat să mai... Am văzut în cădere că a intrat și m-am bucurat deja chiar dacă mă durea piciorul. Ai beneficiat de prima intervenție, VAR, iată, ai obținut pentru adversarul cartonaș roșu. Da, mă bucur că a fost în favoarea noastră, prima dată n-a știut de ce... Merge Radu să analizeze, dar apoi am văzut că a dat roșu și a fost bine pentru noi. Îl întrebam și pe colegul tău. Multă lume vă vede o echipă solidă și ați demonstrat asta nu numai în finalul sezonului trecut, ci și în debutul acestui sezon. Poate șep și să devină o nucătare acolo sus, între primele trei chiar? Nu știu, am început bine, dar luăm meci cu meci. Avem o echipă omogenă, nu s-au făcut multe schimbări de anul trecut și vom încerca să terminăm cât mai sus. Obiectivul nostru este play-off-ul, dar vom vedea după aceea dacă vom intra, unde vom putea ajunge. După ce ai văzut CFR-ul, te înspăimântă așa un pic cupele europene, că urmați și voi în cupele europene? Nu, și CFR-ul cred că a avut ghinion, meciul ăsta a dominat de la cap la coadă, din păcate a primit acele două goluri, cred că la singurele ocazii și... Asta a fost chiar avut ghinion. Sperăm joi să facem o figură frumoasă și chiar dacă voi aveți un adversar mai important, nu? Da, am urmărit meciurile adversarului și vom analiza mai bine acum, ne vom pregăti și
Vrem să ne calificăm. Mulțumim. Mulțumesc și eu. S-a luat și prima decizie din istoria campionatului României după ce s-a consultat VAR-ul. VAR-ul a influențat luarea unei decizii și o să vedem după o scurtă pauză că e discutabil și aici. Tot n-am scăpat de controverse și e mult discutabil. Scurtă pauză, ne întoarcem, mai vin și alte reacții. Să vorbeam înainte de pauză despre prima decizie importantă din istoria campionatului României a VAR-ului și o să vedem acea decizie care până la urmă a dus la eliminarea lui Mateiu. Radu Petrescu n-a avut de gând să-i dea nici măcar galben Mateiu, dar a fost semnalizat din camera VAR și apoi s-a uitat pe, a revăzut faza pe monitor și a luat decizia de a-l elimina. Cum îi se pare? Am avut parte așa de un VAR românesc și golul al doilea a Craiovei a fost analizat, doar că nu ni s-a arătat nicio linie prin care să vedem dacă Ivan e în offside, dar cea mai mare greșeală sau impediment e, cum a zis, Păună. În mod normal, când se cere intervenția VAR, suntem anunțați și noi. Pentru ce anume? Pentru că noi credeam că se analizează golul lui Păună, dacă a fost ceva în neregulă și după aia... Să vedem că de fapt a luat roșu Mateiu, care... Mai degrabă n-a părut de roșu. Și n-a fost. Eu zic că n-a fost de roșu. Acum nu e nici varul ăsta chiar așa. E normal că, exact ce vorbeam sezonul trecut, arbitrii tot ăia sunt. Că au, sigur, au mic ajutor, dar ăsta e faultul. Haideți că îl mai revedem, dar a venit Piliaceli și propun să-l ascultăm. Pentru sezoanele petrecute în România, mersi. Știu că te grăbești. Cum e despărțirea? Un pic grea, pentru că aici am stat chiar foarte bine. 4 sezoane au fost pentru mine super, m-am simțit chiar foarte bine. Acum s-a terminat și începe o nouă era. Ai cerut azi în mod expres să joci? Eu? Da. Nu, eu am fost ca tot timpul la dispoziție a mister. Mister a decis să mă bag în teren și... Nu ți-a fost frică de o accidentare sau ceva? Nu, eu oricum... trebuie să-mi fac datoria pentru echipa cu care joc sau am jucat până acum și nu are nicio treabă accidentare. Spune-ne cum a fost azi această partidă, probabil o desfășurare la care nu te așteptai după 2-0. Da, eu cred că a fost un match foarte echilibrat. Noi am avut 2-0, dar ei au făcut chiar un match foarte bun, au avut minim 4-5 ocazii mare și atunci eu cred că la 2-0 trebuie să castigăm noi, dar dacă vedem rezultatul în generale, cred că e un rezultat corect. N-ai vrut să stai să încerci să câștigi cu Craiova un titlu? Nu am vrut, eu? Contractele se face în două. Până acum o lună i-am vorbit, am încercat, prelungim și se spunea, te sunam? Am așteptat, apoi a venit oferta de la Palermo și n-aveam cum să spun nu. Bun, spune-ne cum vezi tu de acum încolo drumul tău la Palermo. Ce înseamnă pentru tine și cum vezi lucrurile? Eu cred că merg în un oraș foarte mare, o echipă cu o mare istorie și sperăm să ne aducem echipa aia unde e locul sau la Liga 1. Așa, pentru cei care te-au văzut jucând în România, pentru telespectatori, chiar pentru fanii Craiovei, ai vreun mesaj de transmis după aceste sezoane, la final, așa, pentru ei? Trebuie să le spun doar mulțumesc că cum am sentit aici și cum ei s-au abordat cu mine, a fost incredibil. Doar mulțumesc. A doua-ta acasă? Ce? România a doua-ta acasă? Da, cu siguranță. Te lăsăm. Unde pleci acum? Eu, acasă, la Roma. Da? Deci da. Trebuie să prinzi avionul, nu? Da. Mulțumim tare mult, seara frumoasă! Mersi! Mersi! Mirko Piliaceli, interesant că el a jucat. Asta vorbeam noi în timpul meciului, nu? Riscant așa să-l folosești. Da, știm că pleacă... Deci nu știi, adică până la urmă... Risc să se accidenteze și poate echipă, să cadă. Te gândești la transfer... Vrei, nu știu, să-l răsplătești pentru...
ce a însemnat, ce a făcut pentru Craiova. Cam asta a vrut, dar se dea probabil, un meci de retragere oarecum. Așa merge, probabil, da. Da. Da, ca e, gest e ok. Ca și gest, da. Gest, dar e riscant, nu? Da, riscant. Dacă ești profesionist. Da. Se accidentează, nu se mai face transferul, se poate întâmpla. E posibil și acest ariscat. La ce se gândește Lazar, care e portarul pe care se bazează de acum înainte, nu? Până la urmă a ieșit bine pentru Piliaceli, pentru că el a făcut un meci bun și nu s-a simțit așa că ar fi ultimul meci sau n-au fost probleme de genul ăsta. Bergodi, care face schimbări decisive în rezultatul ăsta final. Domnule Bergodi, felicitări, nu? Merită felicitări pentru un punct obținut în fața Craiovei după ce ați fost conduși. Cum a fost? Cred că da, cum a fost? Prima repriză un pic mai greu, dar după al doilea repriză am schimbat și sistemul de joc și după am schimbat, ne-am întors și la sistemul nostru cu încă schimbările când am văzut că am luat al doilea gol, dar se pare că deja al doilea repriză când am început bine pentru că eram acolo, ne-am dus peste ei, l-am ținut un pic mai în jumătate lor și era un pic mai greu pentru ei, dar în generale se pot spune în total că a fost un rezultat. Ma dai tu Michelanul golul lor, dar apoi a să revenit. Sì, da. De asta mă bucur, pentru că trebuie să-i felicit pe băieții, pentru că au reacționat foarte bine la, de exemplu, putea omora orice echipă când ia al doilea gol pe contraatac, cum am pierdut noi mingi acolo, dar spiritul mi-a plăcut, pentru mentalitate de a juca până la sfârșit, până la capăt. Cât au contat absențele de la mijlocul terenului Matei, Aganovici, mă gândesc, pentru această partidă? Dacă de fapt asta a contat cel mai mult în startul jocului, în prima repriză, să spunem. Bine, normal că am încercat să acoperim acest loc la mijloc, dar eu sunt mulțumit de și cum de cine a intrat acolo la mijloc, după a jucat în spatele Ninai, no? E vorba de Ninai, a dat și un pas pentru gol de Ion Gheorghe după 5 minuti, dar e normale che non ha caratteristiche da giocare acolo, da, am avut probleme in sfârșitul săptămâna, am avut probleme după Supercupa, Matei s-a accidentat, Aganovic la fele, Cinavam, Rodriguez poate s-a văzut, no? Che è un giocatore foarte bun, che se pliese bine pentru acest stil de joc, dar s-a antrenat puțin cu noi și nu putea juca de la început. Eu cred că cine a intrat, mă bucur, pentru că cine a intrat în vâna și a intrat foarte bine de la bancă. Ciudat sau nu, primele meciuri începeți cu gol primit și apoi vă turați motoarele. Da. Nu știu, vă trezește practic golul sau golurile vă trezește? Nu. Știi, sunt greșele care se pot întâmpla în început sezonul, dar eu zic că echipa a ratat foarte bine, repete, mai ales al doilea repriză, ca spiritul de grup, adică un spirit, un moment. Io credo che 0-2 la Craiova, non credo, non so quante equipe le revine, ci sa 2-2, ci hai. Non uitam che la sfascita Mirko ha avuto occasione ultima seconda. Mirko ha scosso con ginocchio. Mirko Piliaceli. Pleacă de la Craiova după 4 sezoane în România, la Palermo. Cum da, mă bucur pentru el, e un portar care pierde sigur o piesă foarte importantă pentru Craiova, pentru această echipă, l-am antrenat și l-am cunoscut ca om, ca jucătore, și e un jucătore care merită acest lucru, se întorce în Italia, normale, e italiano, ha încercat în Liga 2, se duce la Palermo, echipa foarte bună, că acum a promovat din Liga 3, a castigat Liga 3, dar e o echipă care acolo la favorita pe stadionul e 20.000 de oameni în fiecare match și în Liga 2. Și atunci mă bucur pentru el și Iureze Baftă. Prima intervenție VAR în favoarea voastră. Da, asta cu Matei, că a fost cartonașul roșu, sì, beh, noi, sincer, eu sincer am crezut că nu dădea golul. Gol nostro, sincero, am rămas un pic umit, dar după a scos cartonașul, au văzut ei, sincer, nu eu. Domnule Bergodi, pentru că ați fost singura echipă care a jucat până acum din campionat cu CFR-ul, vă întreb, vă așteptați chiar după meciul cu Supercupă să se după Supercupă să se întâmple ce s-a întâmplat cu feroviarii? Nu mă așteptam, sincer, nu mă așteptam, dar în fotbal se întâmplă la un moment dat
când încă au adus jucătorii noi, nu e ușor pentru Dan să... Dar acum asta în Conference League, probabil va face un drum mai lung decât celelalte echipe, pentru că probabil va fi și capul de serie. Dar zic eu că trece printr-o perioadă proastă, dar cred eu că au jucători acolo pentru a ieși din această perioadă așa proastă. Apropo de Conference, Cum o să fie pentru voi? Cum să fie greu, pentru că astăzi, ieri m-am uitat la meșul de Lubiana, că a castigat, zic eu, cu un pic de, sincer, de noroc, pentru că ceilalți au avut 5 ocazie mari da gol, 1-0 pentru ei, dar după în prelungirea castigate și întotdeauna va fi greu, pentru că oricum noi Sepsi suntem o echipă mică, un club tiner și vom vedea ce se întâmplă joi viitor la casa. Mulțumim și multă baftă. Mersi, Domnul ajută. Cristiano Bergodin, care iată într-o săptămână câștigă Supercupa, începe foarte bine cu un 2-2 pe terenul Craiovei. Deci schimbările acelea au decis soarta. Asta înseamnă să fii antrenor, să ai experiență, să simți jocul, să fi fost mare fotbalist. Da, corect. Să nu uităm asta. Să citești jocul al tău, al adversarului. E un antrenor foarte, foarte bun. Unde l-ați poziționat pe Bergodin, topul antrenorilor din Liga 1 astăzi? Bine, n-aș vrea să fac o... E în top 3? Listă. Da. Deci e în primii 3 antrenori. Da. Pentru că... E foarte bine pregătit, are experiență. El a fost și la echipe mari, dar... A fost, dar și un tip așa, care... Se vede echipa care are caracter, echipa care... E grup, nu știu, se simt așa unul pe celălalt, se ajută foarte mult, atmosferă bună, da, deci... Putem să spunem că Sepsi arăta mai bine decât Craiova? Sepsi a arătat foarte rău prima repriză. Arăta rău. Deci dar așa, rău. Perspectivele sunt mai bune la Sepsi sau la Craiova, din ce am văzut? Eu cred că, așa cum și achizițiile care le-au făcut cei de la Sepsi, anul acesta, cred că la același nivel. Cred că și un an în plus a contat foarte mult faptul că a rămas același antrenor, nucleu de bază a celor de la Sepsi. Eu cred că e la nivelul Craiovei în momentul de față. Sepsi. Da, cam la același nivel. Transferurile... infinit mai bune, bine, mai numeroase în primul rând, dar și mai numeroase, dar mai și bune mai sunt. Eu cred că Rondon, de exemplu, un jucător cu multă experiență, dar un atacant foarte valoros, îl consider eu. Ce atitudine are când intră, la fel cum a intrat la Supercupa, a intrat, a dat gol, la fel și astăzi. Profesionist. Craiova, de ce nu face transferuri? Răzvan. Că nu vor să investească deocamdată în un jucător de mare valoare. Ei declarativ vor, dar se bazează și faptii pe, nu vedem asta. Și pe tinerii lor și oricum la Craiova e altă presiune decât la Sepsi. Sepsi poți să aduci jucători ca Ion Gheorghe de la Voluntari sau Rodriguez de la... Nu a adus nimic. De la CFR Cluj. Adică a adus doi jucători pe care nu i-am văzut. La Craiova suporterii pun o mare presiune și așteaptă niște transferuri așa, cu ștaif. E bine, și ei vor să iau pe Rusu de la Mioveni. Craiova. Bine, și cum ar fi Rusu de la Mioveni? Ce? Iei titlul cu Rusu de la Mioveni? Păi, nu mă gândesc. Adică... Și un atacant care era cotat acum 2 ani la 700.000 de euro. Da. Încă, perioada de transferuri încă e lungă în România. Da, pentru un club care vrea titlu, când încep campionatul, cam ai lotul făcut. Cam trebuie să l-ai făcut, să meargă în pregătire cu echipa, exact. Antrenorul să aibă la dispoziție tot lotul, să lucreze. Da. Știu, dar până în septembrie, uite, și la CFR. Cu siguranță, dacă ei ar fi ajuns în grupele Champions League, nu? Ar fi făcut alte transferuri, pe când acum trebuie să se reorienteze. La fel și Craiova, dacă vor reuși să intre în grupele Conference League, atunci altfel, de-aia nu se grăbesc cluburile. Suntem până în septembrie, mai e timp suficient. Da, nu știu. Haideți că o să ascultăm pe Diusi Balint după o scurtă pauză, revenim rapid. Am avut primele două partide din noul sezon din Superliga României. Și au fost meciuri super până la urmă, că asta vorbeam înainte.
S-a dat multe goluri, chiar au fost meciuri bune. A avut și prima decizie VAR din istoria campionatului, care a dus un roșu la Mateiu, trebuia roșu, la urmă. Era așa. Acolo... Sunt și circumstanțe de roșu. Da, se poate, dar eu zic că un galben. Na. Da. Că n-a avut intensitate... Sigur, acum nu trebuie să rupi piciorul ca să iei roșu. Corect. Dar s-a oprit, adică n-a fost acea intensitate care, sigur, dar vrei să lovești. Dar e urât fault, sau... aici se vede. Da, că e calcă, urât, da, calcă. Da, da. Chivulete a fost în camera VAR. Îl ascultăm pe Iusi Balint. Bun găsit, domnule Balint. Doar un punct astăzi, deși nu părea așa în startul jocului. Cum ați trăit meciul și... cum de s-a ajuns la acest rezultat? Da, așa este. Un joc pe care l-am avut în mână. Am avut la un moment dat toate punctele în mână, dar nu am reușit să gestionăm ultimele 20 de minute. Din niște faze destul de ușor de gestionat, am luat cele două goluri din zona mijlocașilor centrali. Știam forța celor de la Sepsi, că dezvoltă foarte bine în flanc și de acolo vin cu centrări. Din păcate n-am reușit să blocăm aceste faze în ultima parte a meciului, când practic era cel mai important să fim organizați, să fim disciplinați și să fim foarte, foarte bine din punct de vedere al duelurilor 1 contra 1. Ar fi trebuit să câștigăm, meciul ăsta s-a terminat 2-2, puteam să-l și pierdem pe final. Asta este un debut nu tocmai cum ne așteptam, dar este un punct și ce este evident că avem foarte mult de muncă. Hai să luăm așa, metodic. Rogulici, cât de grav e accidentarea? Sau? Da, din păcate ați văzut că am fost obligat să-l schimbăm. Gustavo, din fericire, a intrat foarte bine. Acesta a fost aspectul pozitiv. Sper să nu fie o accidentare foarte gravă. La prima vedere este doar o contuzie forte, dar care cu siguranță îl va scoate din circuit câteva zile. Noi avem un program destul de încărcat. Să vedem și la Ștefan Baiaram, pentru că și el a acuzat niște dureri. Este clar că efortul a fost mare pe această căldură. Vedeți că ritmul de joc, exact ce am spus și înainte de meci, Sepsi a avut un tempo în plus față de noi, dar o să căutăm să reglăm cât se poate de repede aceste lucruri, pentru că nu avem timp să ne lamentăm. Vin foarte repede următoarele meciuri și trebuie să fim bine, în primul rând, din punct de vedere mental. Mateiu Roșu, după intervenția VAR, prima intervenție VAR în Liga 1. Da, așa este. Acum eu nu stăpânesc foarte bine detaliul ăsta, dar odată ce ai luat gol, nu știu dacă se mai impunea acordarea acelui cartonaș roșu, dacă mă înșel, prezint scuzele, dar asta a fost decizia, trebuie să o acceptăm ca atare și trebuie să ne descurcăm fără Mateiu în următoarele etape de campionat. Se adaugă, iată, suspendării lui Nicu Bancu, trebuie să aplicăm și un sistem de rotație, pentru că avem și meciurile din Conference League, dar cu capul sus, cu curaj, cu încredere, trebuie să luăm fiecare zi în parte și fiecare meci în parte. Am surprins, evident, netitularizarea lui Gustavo, vorbeam și înainte de meci. Pleacă Gustavo? Dumneavoastră trebuie să știți mai bine. În acest moment, Gustavo a fost declarat omul meciului, vedem ce se va întâmpla zilele următoare. Mirko Piliaceli pleacă de la Craiova. Cât de mare e pierderea asta pentru tine, pentru voi? Am spus-o și înainte de meci, la conferința premergătoare jocului. Mirko, un jucător, un portar care a fost foarte important în ultima perioadă pentru Craiova. A demonstrat și astăzi că e un portar valoros, dar a venit această oportunitate în primul rând pentru el și îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru clubul nostru. Raul da Silva, ce e cu el? O să intre cât de curând, poate chiar următorul meci de campionat. El face progrese în ceea ce privește aceste acumulări fizice și cu siguranță ne va ajuta în momentul în care va intra. Va avea Colici acele finalizări în campionatul acesta, pentru că, din păcate, pentru el nu prea intră. Da, cu siguranță. Noi avem încredere. Colici este un atacant de calitate. Să ne aducem aminte forma de dinainte de accidentare. Să știți că nu este ușor, pentru că încă mai resimte, are zile în care mai resimte anumite dureri acolo la piciorul operat, dar atitudinea lui este admirabilă. Tot timpul strânge din dinți, tot timpul este foarte pozitiv, are o atitudine foarte bună și eu am foarte mare încredere că în curând
o să vedem și calitățile lui transformate în goluri, pentru că până la urmă asta este sarcina lui. Alexandru Mitriță în tribună, v-ar tenta povenirea lui înapoi? E un jucător foarte important. Din păcate, nu știu dacă nivelul financiar ne permite în acest moment să sperăm să putem să-l aducem, mai ales că știm că este un jucător foarte iubit de suporterii noștri. Vă dați seama că ar fi un foarte mare plus pentru noi, dar, repet, nivelul financiar nu cred că ne permite să sperăm la acest lucru în acest moment. E un lucru bine, știu că toată lumea mai vrea transferuri pentru o echipă, cel puțin toată lumea din partea suporterilor, în primul rând, mai dorește transferuri. Da, am spus dumneavoastră, ce, până la urmă dumneavoastră faceți echipa și dumneavoastră știți ce aveți nevoie să... Sunt discuții, țin constant legătura cu conducerea clubului, sunt discuții deschise, este clar că vor mai veni jucători în perioada imediat următoare, dar am spus-o, trebuie să aducem jucători cu calitate, jucători care să vină cu un plus evident la tot ce avem noi în momentul acesta în lot. Vă mulțumim. Mulțumesc. Da, nu începe așa cum își dorește Iosif Balint la Craiova, 2-2-ul ăsta și cred că și are multă răbdare cu conducerea, pentru că e un antrenor care, sigur, el profită de faptul că a primit această șansă. Nu cred că Regheca am fi de acord, dacă ar fi rămas, să nu-i se aducă decât doi jucători, nu? Un antrenor cu renume. Antrenor important. Dar nu ușor pentru el să meargă în fața conducerii și să spună am nevoie... De XY, da. Altfel... Da. Nu e la acest nivel. Sigur. În acest moment discută, sigur, probabil că țin și... Oricum problemele le cunosc. E și Sorin Cârțu acolo, care se pricepe, știe exact, cunoaște fiecare jucător, situația echipei. Dar echipa, într-adevăr, chiar dacă nu o spune foarte convingător... Balint, echipa are nevoie de încă 3-4 jucători, dar jucători peste valoarea jucătorilor care sunt în momentul de față la Craiova. Adică s-a dus doar să ai lot... Sigur. Nu e suficient. Ce a spus și Balint, trebuie să aducă jucători de valoare. Mai puțin, dar jucători mai buni. Da, iar... Legat de ce a spus despre Gustavo, că vom vedea zilele viitoare... Sper că se negociază, că n-ați dat un răspuns concret. Da. Dacă nu... De-aia și început rezervă. Da, a început rezervă, probabil... Ciudat așa, pentru că... Iarăși spun, și Gustavo, declarațiile când sunt a fost unele, întrebat, ce se întâmplă el. Și Gustavo a evitat să dea un răspuns categoric, exact. La fel și Balint, e clar că sunt oferte pentru el. Da, iar avea și o fază că vreau să vorbesc și asta. Cu Bayram, când iese de pe teren, ce ați remarcat dumneavoastră, vă? Remarca că... Să pună la punct din punct de vedere fizic. Se vede faza foarte cu talentat, Bayram când iese de pe teren. Foarte talentat. Pentru campionatul nostru nu sunt probleme, deci face față, dar el, din punct de vedere fizic, el trebuie să pună masă, trebuie să lucreze mult mai mult la sală. Dacă vrei să joci, sigur, ok, bun. Pentru campionatul nostru e tehnic, rapid, da. Execuții, a progresat foarte mult, dar e aici... Picioare cam subțiri, nu? Asta se... Și brațe, și tot ce înseamnă, dacă te uiți la jucătorii care joacă la cel mai înalt nivel, atunci realizezi, de fapt, cum trebuie să arăți tu, cu cine te compari, de fapt. Foarte important acest aspect. Da. A și luat numărul 10, va fi presiune, probabil, și pe el. Da. Nu e ușor. Răzvan, el trebuie să vină de la el lucrul ăsta? Trebuie să cresc? Trebuie să lucrez mai mult fizic? Sau trebuie să-i spună cineva? E clar că noi avem, fotbaliștii români au o problemă din punct de vedere fizic și am văzut asta și la meciurile echipei naționale. Jucători din Muntenegru, din Finlanda, foarte ușor le dau la o parte. Mă gândesc la domnul Sabău, la generația dânsului. Cred că e greșită ideea asta, cum că noi am fost tot timpul, jucătorii români au fost tot timpul fragili din punct de vedere fizic, dar am fost tehnici. Nu e adevărat. Eu nu cred că am fost așa fragil fizic, din ce mi-aduc eu aminte, când eram copil și mă uitam la meciurile lor. Atunci când învingeau echipele mari sau jucau împotriva lor și din punct de vedere fizic câștigau duelurile. Și când vom înțelege o dată că nu se poate. Deci e obligatoriu să fii. N-ai cum. Să fii puternic în fotbalul de astăzi. Fotbalul se joacă, sigur, la noi se joacă pe 50-60 de metri. În celelalte campionate puternice se joacă undeva la 30-35 de metri.
în care tot timpul îi conta fizic. Acolo trebuie să joci foarte rapid, să gândești foarte rapid, la fel să-ți câștigi duelurile corp la corp, pentru că trebuie să pui umărul, trebuie să cu mâna, așa mai departe, trebuie să ai frâne, trebuie să ai picioare bune ca să te oprești să pleci, să te oprești să pleci. Atunci, sigur, dacă tu nu lucrezi, e foarte greu să faci performanță. Mâine, un alt meci tare de tot, primul derby, important așa, al campionatului, cel puțin ca nume, pentru că și Universitatea Craiova-Sepsia a fost un derby, ca ce arată cele două echipe în acest moment. Mâine se joacă CFR Rapid, Dan Petrescu despre adversar. Dacă mă crezi sau nu, că sigur nu o să mă crezi, acum 5 minute mi s-a spus că au vândut un jucător cu 5 milioane. Sincer, n-am știut. Pentru că v-am zis că n-am citit nici deloc presa. Și asta înseamnă că dacă au câștigat banii aia, cred că îi vor investi în jucători, nu? Mă gândesc. A plecat un jucător de valoare, dar tânăr, nu se știe dacă va ajunge la nivel, pe bani buni și sigur vor investi. Nou investitor, Rapidul, e un club de mare tradiție, sigur își dorește cel puțin play-off în acest sezon, presiunea e și la ei mare, normal. Dacă în sezonul trecut, nu cred că își doreau chiar așa, nu cred că credeau că poate să ajungă în play-off, au fost foarte aproape să ajungă în play-off. Antrenorul, îl știți cu toții, un fost mare jucător care vrea să facă o carieră ca antrenor și la Rapid, eu știu, ai toate condițiile să faci asta. Două meciuri grele am avut cu ei în campionatul trecut, unul l-am câștigat, unul am pierdut. Va fi un meci deschis, dar e clar că moralul lor e puțin mai bun decât al nostru, dar sunt convins că jucătorii care vor intra mâine vor da tot ce au mai bun să câștige și, indiferent de rezultat, eu am mare încredere în acest grup. În continuare, sunt convins că vom ajunge unde ne dorim, adică în grupele Conference League și vom câștiga campionatul. Eu sunt convins de asta cu grupul care e acum, cu acest lot de jucători. Păi rotația trebuie să meargă, da, au semnat toți jucătorii, dar să vedem câți jucători, pentru că să nu uităm ghinionul care l-am avut. În ziua meciului, doi jucători s-au accidentat și în continuare sunt indisponibili, și Denis Colinger și Mistrati. Deci eu sunt șocat în continuare pentru că au făcut un cantonament așa de bun, erau în formă, au jucat bine și la Erevan, și în ziua meciului au căzut. Mai e și Dani Biligea care nu-și revine, iar regula Under 21 e importantă pentru noi și ar fi fost și el un jucător de bază. Începuse foarte bine cantonamentul. Eu pe Biligea chiar îl vedeam în scurt timp în Naționala Mare și ca atacant și ca extremă. Dan Petrescu pare că e optimist, are momente rare când e optimist. Fiată cum este, spus că vor câștiga și campionatul românesc și în grupele conferenți. Mâine joacă CFR cu Rapid. De la Rapid ce așteptări aveți în sezonul ăsta? Să arate o echipă mai echilibrată, o echipă care să se califice în play-off, așa cum a spus și Dan. Nu va fi ușor pentru Rapid, e presiune mare. Deci nici măcar să ajungă în play-off nu va fi ușor. Nu e chiar atât de simplu, mai ales că au și un început de campionat foarte, foarte greu, cred că cel mai greu început de campionat. Teribil, în primele 4-5 etape. Pare că echipa s-a întărit un pic față de anul trecut. O să vedem și experiența lui Mutu în acest moment, presiunea care va fi asupra lui. Dar e foarte important începutul de campionat, ca să aibă liniște, în primul rând. O mare necunoscută acestui campionat, să vedem cum va fi. Și-a plecat cel mai, zic eu, de perspectivă jucător, un jucător foarte important pentru ce a însemnat și jucătorul tânăr, nu? Under 21 la... Da. Rare și e la Nice, e deja acolo, a făcut viza medicală. Va semna probabil mâine. Mulțumesc tare mult, domnilor, să aveți o seară bună. Uitați, mâine, poimâine sunt din nou meciuri pe programele Prima Sport din Superliga. A început campionatul.